aceasta, iată, Crina Antonescu face trimitele la Iran. Da, scurtă, vă rog. mă bucur că și Densu a sezizat că nu putem să ne asemănăm cu acele state care nu au niciun fel de democrație în procesul acesta de desemnare a președintelui. Mai aveam Mali și eram gata. La vinea, Șandru! Sunt de acord că nu, nu putem să, să acceptăm că democrația poate să fie atât de ușor pusă între paranteze. Așteptăm hotărârea, așteptăm okay. motivarea curții constituționale, dar aș vrea să cred că astfel de, de lucruri nu o să mai existe. Și am terminat cu perioada în care a, avem intervenții din alte părți în procesul electoral. Cetățeanul trebuie să decidă, mergând la vot, cine uh, conduce țara, cine merge în Parlament, cine este președinte și, pe urmă, România să poată să fie guvernată în mod democratic. concluzie.